pentru că căsătoria leagă. Leagă, leagă tot. Se leagă lumina, se leagă umbra, se leagă alea. Da? Automat oamenii devin manifesti la nivel de sine. Lucru care nu era atât de evident într-o relație de cuplu. De ce? Pentru că într-o relație de cuplu mai e o libertate. În momentul în care te-ai găsit, ești legat unul de altul, stai față în față. Și abia atunci devii manifeste programele negative. Ei, aia este să știți că pe undeva o probă de foc, căsătoria. Absolut, da. Nu trebuie să te... Corect. Dar cum rămâne cu umbra după divorț? Fiecare și-a umbra lui. Fiecare cu umbra lui. Nu te mai afectează umbra. Mă, dacă îți dorește de bine tot restul vieții tale, nu scapi. Cum se manifestă umbra la pacienții psihiatrici? Păi, în general, în psihiatrie, umbra se manifestă prin omul respectiv. Da? Deci nu mai există bariera dintre conștient și subconștient și se manifestă exact umbra. Că e sub formă de depresie, că e sub formă de psihoză, că e criză psihotică, indiferent ce e, ei se manifestă la nivelul umbrei. Drăguț este că psihoterapia la nivelul ăla ce face? Duce la ce? La armonizarea umbrei. Da? Cum se manifestă umbra la inițiații? Drăguțat. În toate felurile. Deci, voi aveți o idee preconcepută apropo de inițieri. Inițierea îți crește puterea, numărul de ghizi. Nu se rezolvă problemele de umbră. Pentru probleme de umbră se fac meditații speciale. Da? Se face meditația cu umbra, se face, cum se cheamă, reju sau care? Este ea, ca să scoți umbra la suprafață. Sunt multe lucruri pe care... Cum se numește? Nu mai știu. Face la nivel de grad 3 Reiki, n-am mai făcut din clasa 4, nu mai știu. Deci, sunt niște exerciții care scot supărările din suflet la suprafață. Aia este o formă de accelerare a manifestării umbrei în planul exterior. În general, pentru înainte să facă maestriile, se făceau. Și după aia te lăsa 2 săptămâni. În 2 săptămâni, dacă rezistai, veneai la inițiere din nou. Nu știu dacă mai știu, dacă știți chestia cu băgat să-i hechii în chakra inimii posterior și la lașul lor. Nu știu. E în manual maestrilor. De maestri. Mă rog, eu n-am mai făcut de mult chestii de astea, apropo de... De obicei se fac la seminarii. De reiki. Sunt alții care fac seminarii. Voi ați mai făcut mult? Prost le fac. Foarte prost le fac seminarii de vechi alții. Nu știu care alții. Adică nu din sală. Dacă tu știi mai bine, de ce nu ții tu? Păi nu. Dar nu se simt o lipsă de informație undeva. Nu avem... Informațiile le găsești în cărți. Știi, eu când văd pe oameni care critică, îi spun, bă, ce-ți voi? Nu, noi suntem să faceți dumneavoastră. Nu. Eu nu mai fac de astea. Bun. Ce sunt pulsiunile și de ce se manifestă ele și cum se manifestă ele și de unde se manifestă ele? Deci, umbra asta m-am zis că este ca un... ca o oală sub presiune. Da? La un moment dat această oală sub presiune capătă un vector. Care se manifestă sub formă de pulsiune. Care se manifestă ca și ce? Poate să fie agresivitate? Da. Foame? Dorință?